dimineața! Bună dimineața, dragilor! Vreau să vă spun că Daniela Crudu i-a spus adio bărbatului cu care se fotografia la o cină romantică. Focoasa brunetă l-a părăsit pe fiul lui Gabriel Oprea, iar relația nici nu a avut timp să prindă contur. La scurt timp, fosta asistentă a șters fotografia în care apărea alături de Oprea Junior, iar el a procedat la fel, semn că povestea lor de dragoste este deja istorie. Cele mai frumoase zâmbete îi le datorez ei, postase fiul fostului ministru pe internet. Bine, acum dacă e să ne gândim, domnule Condrățeanu, Daniela Crudu pusă lângă fiul lui Gabi Oprea Junior, parcă nu prea se potriveau așa. Ea e cam prea sexy, prea extrovertită, așa, el e încă copil, vrea el să pară mai mare decât e, dar parcă mai are de mâncat 20 de sarmale. Cam așa se vede din exterior. Bravo, dar ce subiect ați abordat! Pentru că, hai să spunem lucrurilor pe nume. Dom'le, eu am senzația că Daniela Crudu trebuie să mai cucerească pe cineva, nu numai pe tinerel. Trebuie să-l cucerească și pe tatăl tinereului, tatăl tinereului fiind generalul Gabriel Oprea, personaj în primul plan al tuturor mișcărilor politice. Bine, de politică știți cum e, nu prea bun, vorbim noi. Da, Daniela Crudu, dacă vizează cumva o relație mai lungă la brațul fiului lui Gabi Oprea, generalul, dumnezeu, ea trebuie să se bage pe sub pielea generalului. Au mai armată, încercat nu? Și alte fete să se bage pe sub pielea lui. În trecut el a avut relații destul de pasagere chiar și cu Diana Enache, cu fica lui Adrian Enache, dar și cu Maria Iordănescu, cu fica lui Tata Puiu. Adică băiatul încearcă la fete frumoase și cunoscute. Mai puțin sau mai mult cunoscute. E vânător așa, cumva. Păi, ce drăguțe, vânător! Dar de fiecare dată trebuie tinerele să se gândească și la ecoul relației cu tatăl vânătorului. Că tatăl vânătorului care s-a băgat în lucrurile de mare anvergură ale României o să se bage precis și în situația de amor a fiului. Domnule Condrățeanu, da, am și eu o întrebare pentru dumneavoastră și chiar sunt curios. Cruduța, de ce nu este și ea deloc norocoasă? Să ne amintim, ea este dintr-o familie destrămată, tatăl consuma băuturi alcoolice, ea are grijă tot timpul de tatăl ei, ea are grijă și de sora ei. Cruduța săracă, așa cum este acum, o judecă lumea, este o fată muncitoare care și-a văzut de treaba ei, și-a ajutat familia, mama este plecată în străinătate, niciodată nu a reușit să fie și ea fericită în dragoste. Să ne amintim că a avut o relație foarte, foarte lungă cu Nilă, acela a pus-o să renunțe la televiziune, pentru el o bătea, o umilea și așa mai departe. Stingea sigara pe decolteul ei. Da, exact. De ce credeți dumneavoastră că nu are fata noroc? Apropo, la prima mea frază, lumea e un spectacol și din punctul de vedere al norocului. Sunt oameni norocoși în iubire, sunt oameni păguboși. Acum hai să vă spun ceva. Părerea mea de telespectator, nu mai vorbesc de cei 20 de ani pe care eu i-am petrecut, mulți dintre ei aici la această antenă.